Bună ziua! Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre cum poate scăpa victima unui abuz, a unei traume, a unei dureri, de starea de vinovăție. Pentru că da, deși eu sunt victimă și am fost abuzat de cineva, fie că am fost trădat, fie că am fost mințit, fie că am fost umilit, și eu sunt persoana căreia i s-a întâmplat nedreptatea, eu ca victimă ajung să trăiesc o stare de vinovăție. De ce? 1. Pentru că m-am lăsat abuzat. De ce nu am identificat la timp ce mi se întâmplă? 2. Pentru că am permis ca acest abuz să se întâmple odată ce l-am identificat. Multe victime care pleacă dintr-o relație toxică, dintr-un mediu toxic, dintr-o familie toxică, se simt apoi vinovate că au plecat. Și se simt și vinovate că au stat și după ce și-au dat seama că este un mediu toxic. Pentru că după ce pleci dintr-un loc unde ți-a fost rău sau de lângă cineva care ți-a făcut rău, vindecarea ta abia atunci începe. Nu s-a terminat rezolvarea problemei. Multe persoane care pleacă și o iau de la capăt spun: de ce mă doare? Tocmai că de-abia de acum înainte tu începi să te vindeci și nu te mai doare. O victimă se simte vinovată după ce a fost abuzată pentru faptul că trăiește toate aceste stări contradictorii pe care abuzul în mod clar i le-a provocat, și anume starea de confuzie, nu mai știu cine sunt cu adevărat, starea de rușine, îmi este rușine că mi s-a întâmplat mie asta, îmi este rușine că am fost eu cel care a trăit această experiență. O victimă trăiește și starea de frică profundă, mi-este foarte teamă de ceea ce se va întâmpla cu mine, cu viața mea după ce am ieșit din abuz. Mi-este foarte teamă de ceea ce va face abuzatorul față de mine, în special dacă este vorba de un membru din familia mea, dacă este vorba despre o persoană în fața căreia eu am fost foarte vulnerabil, care m-a manipulat, m-a șantajat emoțional. Și multe victime au dificultăți în a se desprinde de abuzator, în a scăpa de abuz, pentru că se simt atât de vinovate și de rușinate de ceea ce li s-a întâmplat, încât nu pot să pună punct și să plece și să spună: asta este, o să văd eu ce fac, o să iau de la capăt, o să mă îndrept către alți oameni. Mai mult, victimele au și dificultăți în a spune povestea, pentru că tu, ca să poți să te vindeci de ceva rău ce ți s-a întâmplat, ai nevoie să vorbești despre asta. Ai nevoie să aduci în această realitate fizică ceea ce pe tine te-a durut în interior. Pentru că manipularea emoțională nu se vede și totuși ea este foarte prezentă și foarte puternică. Și atunci tu de multe ori ai nevoie să o pui în cuvinte ca să poți realmente să spui că ea există, că acolo a fost abuz. Multe lucruri nu devin parte din viața noastră, din realitatea noastră, dacă nu sunt recunoscute de către noi în fața altor oameni. Momentul în care ai puterea să vorbești despre ce ți s-a întâmplat, despre abuzul pe care l-ai suferit cu alți oameni, sau poate să fie o singură persoană în care tu ai încredere, dar în clipa în care ai formulat într-o propoziție, ai pus în cuvinte ce ți s-a întâmplat, este foarte important că tu ești cel care aude, că tu ca victimă poți să te asculți pe tine prin ceea ce ai trecut și cu mintea ta de acum să analizezi ce ți s-a întâmplat atunci și într-adevăr să-ți dai seama că da, ceea ce ți s-a întâmplat a fost grav, a fost nedrept, ți-a pus sau îți pune viața în pericol și trebuie să faci ceva ca să ieși din acea situație. În mod normal, am spune că starea de vinovăție este trăită doar de către abuzatori, de către cei care fac rău. Dar, în mod paradoxal, abuzatorii nu trăiesc o stare de vinovăție, pentru că, în prima instanță, nici nu ar mai face acest rău dacă le-ar părea rău pentru ceea ce fac. Deci, victima este cea care suportă starea de vinovăție, inclusiv a abuzatorului. Și în clipa în care o persoană a fost abuzată pe o perioadă lungă de timp, în clipa în care un om a crescut într-un mediu abuziv, acea persoană tot ceea ce identifică drept normalitate este frica, este vinovăția, este durerea. Și asta permite abuzului să se perpetueze. Asta îi permite abuzatorului accesul nelimitat la resursele victimei, pentru că victima nu se identifică drept persoană păgubită, drept persoană care a suferit un atac, un abuz. Victima se identifică drept cineva care de multe ori speră că abuzatorului să-i pară rău. Și aici este un punct atât de sensibil. Dacă trăiești
cu cineva care te abuzează, dacă ai trăit cu cineva care te-a abuzat și aștepți ca acel om să-i pară rău sau să-și ceară scuze, trebuie să știi că odată cu trecerea timpului, abuzatorul tău nu va deveni mai conștient de ceea ce a făcut, ci din contră, tacticile sale abuzive poate vor deveni mai bune și va deveni mai insensibil la durerea pe care o provoacă celorlalți. De obicei, abuzatorii, mai ales dacă vorbim de abuzatori care fac asta în mod conștient și au mai multe victime, mai multe persoane cărora le fac același lucru, aceștia nu se îndreaptă către conștientizare și către responsabilizare pentru ceea ce fac. Aceștia se îndreaptă către o ignorare completă a victimelor lor și odată cu timpul ei devin și mai puțin interesați de durerea pe care o provoacă. Dacă la început poate au ceva procese de remușcare de vinovăție, pe parcursul vieții lor devin complet detașați de durerea pe care o provoacă și devin chiar mai pricepuți în a provoca această durere. De aceea, o victimă care se simte vinovată pentru ceea ce a făcut abuzatorul trebuie să știe că nu simte nimic neobișnuit, că foarte multe persoane care au trecut printr-o traumă, printr-o durere, sunt confuze, sunt pur și simplu traumatizate de ceea ce au trăit, că nu reușesc să-și dea seama exact de ceea ce simt, că au multe stări contradictorii și că de obicei asta face un șoc emoțional, nu îți mai lasă limpezimea și claritatea mentală ca să poți vedea exact ce se întâmplă și ce ai de făcut. Acest sentiment de vinovăție al victimei poate să fie contracarat de 1. Comunicarea cu cineva, simplul fapt că îi povestești cuiva ceea ce ți s-a întâmplat și că te auzi tu pe tine, te asculți tu pe tine, te ajută foarte mult să evaluezi cu mintea de acum trauma de atunci. În al doilea rând, ajută foarte mult, sigur, absolut orice formă de terapie care înseamnă lucrul cu trauma. În următorul rând, ajută foarte mult tot ce ține de curățare energetică. Dacă victima reușește să îndepărteze energia dureroasă a fricii și a traumei pe care a suferit-o, starea de vinovăție va dispărea și ea. Pentru că de foarte multe ori stările pe care le avem sunt doar rezultatul energiei toxice pe care am inhalat-o de la acest manipulator, de la abuzator, de la persoana care ne-a făcut rău. Și nu au legătură cu cine suntem noi cu adevărat, ci au legătură cu amprenta energetică a traumei pe care noi o experimentăm din plin în momentul prezent în viața noastră. Deci o victimă trebuie să știe că îi va lua timp să se recupereze. Asta este perfect normal, că nu este nici prima, nici ultima persoană căreia i s-a întâmplat asta, că în această viață întâlnim oameni care vin să ne predea niște lecții foarte dure despre noi înșine, că este nevoie să lucreze cu rănile emoționale, printre care și rana rușinii și rana vinovăției, și că toată puterea vindecării este în mâinile sale. Victima poate să se vindece în clipa în care înțelege prin ce a trecut, înțelege că este un eveniment traumatizant, înțelege că nu este treaba ei ceea ce abuzatorul a ales să-i facă, dar este treaba ei să se vindece și că are șansa la vindecare și că are șansa la o viață nouă atât timp cât lucrează din absolut toate părțile să se vindece, inclusiv din punct de vedere cognitiv, inclusiv din punct de vedere spiritual și din punct de vedere emoțional. O traumă este o rană pe care tu o ai nu doar la nivel de concept, idee, rațiune, gândire, ci o ai și la nivel de emoție, o ai și la nivel de energie și atunci este foarte important să existe o vindecare transdisciplinară, o vindecare holistică pe de-a întregul a rănii tale, astfel încât tu să nu te mai lovești de această rană în viitor și să nu te mai expui aceluiași pericol ca victimă în alte situații pentru că nu ești vindecat.